Bun regăsit la mine! Astăzi e cu vară. Discret, încet și timid au apărut aceste splendide Dali. În viața mea, Dalile au apărut când eram foarte mică și erau florile pe care bunica mea le avea în grădină. Pentru noi florești o mare provocare să lucrăm cu dalile. Ne dau bătaie de cap în ceea ce privește păstrarea lor, hidratarea lor și folosirea lor în buchete și în aranjamente. Ceea ce am testat anii trecuți și vreau să împart cu voi este cum procesăm dalile odată ce le primim sau odată ce le recoltăm. În primul rând, bine, eu le-am primit ieri. În primul rând, curățăm toate frunzele de pe tijă. Apoi tăiem cu cutterul oblic și muiem în apă fierbinte, fiartă, adică ceea ce se numește opărirea florilor. Nu știu să explic exact spre rușinea mea logica acestei proceduri, dar această tehnică de opărire a florilor se aplică și la crizanteme. Din câte știu, se opărește tija la bază și țin mai mult. Anul trecut pentru mine a fost o provocare foarte mare să gestionez dalile și am reușit folosind această tehnică. Ia uitați-vă pe asta cât e de frumoasă, dar e cam fragiluță. Prin urmare, dau și ei tratamentul, adică o bag în apă fiartă, în bricola la mână de pe foc, după care pun la hidratare în mod normal și fac lucrul ăsta cu toate dalile. Să știți că am un prieten care a pus dalile în grădină și le crește, le testează anul ăsta și sunt prima care am primit din dalile lui. Ui, ce frumoase sunt! Punk și punk. Sper să vă fie utilă această informație. Zilele trecute la lucrul ăștia a fost supărat. Băieții de acolo aveau o rezervă. Pentru mă crede că florile se hidratează mai bine în apă caldă. Ce am eu de făcut astăzi? Sunt contratimp, sunt de zi cu zi. Am o lădiță, un aranjament din flori de vară specific. Cu flori de vară și am scos eu de la naftalină lădițele mele astea. Lădițele mele astea sunt lădițele pe care le-am folosit acum vreo 3 ani în niște campanii de 1-8 martie și făcute din placaj. Aveam câteva pe aici. I-am pus o bandă frumoasă roșie și vreau să-i pun la sfârșit și o fundiță roșie. Pentru că colegii mei sunt foarte creativi, insistă să începem să producem și aceste lădițe din placaj. Nu mă întrebați dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. Momentan suntem în teste și o să vedem ce și cum ne iasă. Am niște trandafiri ca hala, lucrez pe înălțime. Paralel, ca să-mi fie mai ușor, pun foarte multe dalii, da, un dalii cu un dalii, daliile astea hopărite, adică lucrez de așa, ușor dezordonat, ușor cum o fi, ca să fac eu o lădiță mixtă cu flori de vară. Ai și tu mai sus. Mi s-a spus flori colorate de vară. Opa, asta e ușor. Ai și tu aici. Oare merge și un pic de galben? Cromatic vorbind, sunt la oranj cu roșu. Și oranj cu roșu înseamnă o
oraș cu roșu și cu galben. Astea sunt unele dintre cele mai ușor de realizat tipuri de aranjamente florale. Lădițele astea laterale în care lucrăm cu florile poziționate paralel. Și fiul nu știe să le facă. Mișcăm de cu înălțimea florilor. Facem un joc de înălțime. Pentru mine o soluție foarte practică. Atunci când pentru mine chestia asta cu aranjarea florilor paralele e o soluție foarte practică atunci când mă grăbesc. Aici am vara de pe câmp. Vara de pe câmp înseamnă vara de foarte aproape de mine. Adică niște spice foarte fragile de iarbă și ghișcea fix mușețe. Hai și tu. Asta îi dă niște fluidă, niște transparență și completează amestecătura mea de vară. Ia uite ce frumoasă mi iese lădița. Îmi trebuie ceva la bază verde. Imediat mă ocup. Imediat procur eu ceva interesant. Adică trebuie să verific dacă am mușchi. Ui, cât îi dă frumoșică! Să știți că sunt cam grele dalile. Ceea ce înseamnă că le completez cu niște crengi. Crengile vor avea rolul de a mi le sprijini. Și pentru că este vară, punem niște mușețel. L-am găsit, un mușețel uriaș, dar e mușețel. Ia să te văd și eu. Mă, frumoasă ești! Mă cam deranjează asta de jos, dar... Deci, ce am făcut eu aici este foarte frumos în partea de sus. În schimb, satenul ăsta pus aici jos este destul de deranjant. Adică satenul de jos strălucește într-o textură care nu prea se potrivește cu ce este sus. Mai greșește omul, cum ar fi. Dar îl remediez imediat. O să vedeți cum, că mi-a și venit deja ideea. Așa, îi pun multe, multe, multe. Am zis că îi pun niște cremuțe. Îi se văd de care. Cel mai probabil de pe aici aș alege gelbuiul ăsta pal. Vă spun și de ce. Pentru că mi se potrivește destul de bine cu culoarea de bază a cutiei. Vreau să se vadă foarte tare crenguțele mele. După cum ziceam, vreau să fie doar un pic de sprijin pentru dalile astea foarte mari. Atunci, în crenguțele astea, au eu sprijin dalia. Aici lipsește niște mușuță în partea de jos. Ce-aș mai putea să-i pun? Ce-aș mai putea să-i pun pentru că e vară? Hai să-i pun și o floare soare. Unde? Ne uităm.
probabil ca aici. Da. Da, și mai multe spice. Sigur! Vârf de Danie. Ziceam că remediez. Am lipit deja panglica roșie. Mi-o place. Și voi pune un șir de pânză de sac, de fapt, în locul ei. Ia să vedem cum se fac eu să tai dreaptă. Cred că marginea asta e cea mai dreaptă. E foarte ușor de gestionat pânza asta de sac. Pentru cei care mă întrebați de unde am pânză de sac, să știți că întotdeauna eu mi-o cumpăr pânză de sac de la Textila Iași. La Textila Iași, e să tai la fel, la Textila Iași există variantă de pânză de sac la balot. Din punctul meu de vedere este cel mai bun preț de pe piață, doar că trebuie achiziționat mai mult. Bun. Și hai să vedem cum remediem noi chestia asta. Ia stai că numai ce am lipit-o poate pot să dau jos. Da, sigur pot. Mă vedeți și de ce e nevoie de procedura asta de acoperire. Ziceam că era o campanie de o partie și scria pe ele o primăvară frumoasă pe cutiile mele. Așa va fi. Dar prima dată punem pe asta leaptă. Folosesc adeziv glue pe care îl pun destul de întins ca să nu mi intre peste, adică să nu treacă prin material textil. Pun foarte întins. Nu-l pun gros, cum ar fi. Eu o să plec iar în concediu. Stau pe aici azi marți. Stau până miercuri, adică mâine. Lucrez. După care de joi am tulit-o în Creta. Te abia aștept. Bun, hai bine. Care-i fața? Care-i spatele? Ăsta-i spatele. Punem din două bucăți. Întind bine, bine. Ce m-am făcut cu lipici pe mână. Na, asta este cutia mea de vară. Stați că am o mică problemă. Am aici niște mușchi cu care, bineînțeles, că vin și acopăr toată baza asta neaspectoasă, unde se mai vede puțin buretele și unde se mai vede puțin celofanul. Ui, ce frumoasă ești! Lădița mea de vară! Asta am vrut eu să împart cu voi! Lădița mea de vară! Cu dalii multe, cu spice de iarbă, cu mușețel, cu trandafir ca hala, cu o floare a soarelui care sper că înflorește,
cu câteva crizanteme galbine, și să aveți o vară splendidă, sper, plină de flori, de daliște, floarea soarelui, acum apar. Vă pup!